bine ați venit la prima ediție a emisiunii GPEC Live. Este nou proiect GPEC în care ne-am propus să aducem alături de mine și alături de voi, să aducem unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați specialiști de e-commerce din România. Numele meu este Andrei Radu, sunt fondatorul GPEC. Se spune că este cel mai important eveniment de e-commerce din România de vreo 13 ani de zile. Și îl am astăzi alături de mine pe un bun prieten și un om drag mie, Valentin Radu. Bine ai venit, Valentin! Bine te-am găsit și mersi de invitație. Salutare tuturor, mă bucur că suntem aici live și ca inițiativa asta de a mai deseleni cumva lucrurile din e-commerce-ul din România. Mersi tare mult! Câteva cuvinte, am să zic eu câteva cuvinte despre tine, în sensul că știu că ești, m-am uitat pe ultima oră când ai fost la școala de vară, acum 2 ani, da? Așa. Și acolo în biografia ta spunea că ești antreprenor de 12 ani, deci acum ești de 14 ani, corect? Așa se pare, da. Ești antreprenor în digital marketing, în zona asta de tehnologie, ai cofondat la un moment dat rca-ieftin.ro, actualmente pint.ro, mai ești implicat în el? Da, strategic chiar ne-am văzut de curând și sunt implicat în continuare. Da? Super, ok. Și, bineînțeles, ești CEO OmniConvert, cu asta te ocupi acum. Fost un marketizator, actualmente OmniConvert.com. Da. Foarte pe scurt, pentru cine poate încă nu știe, ce face OmniConvert? Ce este OmniConvert și ce face? Cu ce se ocupă? Pe scurt, ne-am gândit noi așa, dar acum am spune într-o propoziție, OmniConvert este un activator de creștere pentru magazine de comerț din toată lumea. Deci, practic, avem tehnologia și oamenii, experții și data analiștii care pot să intre acolo măruntaiele din date și să scoată diamantele ascunse. Deci, practic, asta facem noi pe scurt. Pe lung, avem o tehnologie care permite magazinelor de comerț electronic să-și facă site-urile mult mai dinamice și să realizeze mai multe conversii cu același trafic. Ok. Acum, da, că oamenii au înțeles despre ce e vorba, vreau să fac și o paranteză înainte de toate. Oameni buni, dacă aveți întrebări pentru Valentin, puteți oricând să le scrieți printr-un comentariu pe Facebook. Eu o să fiu portavocea voastră, o să-l întreb pe Valentin ceea ce adresați. Și acum, până când adresați voi întrebări, eu am o primă curiozitate la Valentin. Cum vezi tu actualmente piața de e-commerce din România și cum vezi business-urile de e-commerce din România? Mai ales că ai experiență prin multe alte regiuni, alte țări, așa că hai să ne comparăm un pic. Da, dacă ar fi să comparăm, e-commerce-ul din România începe să crească, se maturizeze, încep să vină playerii, nu știu, din eșalonul 2. Adică eMAG a plecat foarte departe, deja e în altă ligă din asta. E o organizație cu peste 1000 de oameni deja. Au ajutat foarte mult e-commerce-ul din România prin faptul că au fost foarte prezenți și dau tonul. Pe de altă parte, încep să se cristalizeze business-uri de nișă în care jucătorii foarte agili și smart încep să crească într-un mod foarte frumos. Ce lipsește în e-commerce-ul din România, după mine, este mai multă matematică, mai multe date. Adică, din păcate, obiceiurile de creștere sunt cumva depășit, adică achiziția de trafic e încă numărul unu, principalul motor de creștere, dar vom afla asta fiindcă vom face un research chiar împreună vis-a-vis de cum starea de fapt a e-commerce-ului din România. Sunt antreprenori smart, sunt oameni deștepți, din păcate pleacă mulți oameni deștepți, se migrează prin alte țări, însă se mișcă lucrurile și avem o creștere frumoasă. Sperăm să nu se ducă țara mai la grână, ca să și continue creșterea asta. Comparativ cu alte țări, cum ți se pare? Hai să zicem cu țările din regiune, să nu zicem cu Statele Unite sau cu UK, că deja vorbim de altă ligă. Comparativ cu Polonia, unde noi avem o prezență foarte bună, suntem market leader pe direcția noastră, acolo în Polonia, comparativ cu Polonia, suntem încă departe. Adică oamenii ăia sunt mult mai agili decât noi și se mișcă mult mai... Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al ecosistemului. Până la urmă, o industrie poate crește doar dacă există o coeziune foarte mare și se creează o comunitate. Deocamdată, e-commerce-urile din România lucrează cumva disparat și nu există, în afară de evenimente pe care, uite, cel mai bun eveniment de e-commerce pe care tu îl organizezi, nu sunt multe chestii ongoing. Deci cumva nu există această deschidere, nu există momente în care antreprenorii din e-commerce se întâlnească și să creeze. Pe când acolo în Polonia am văzut chestia asta și
o piață mult mai deschisă. Cumva, da? Da, e o piață mult mai deschisă. Pe de altă parte, acolo agilitatea este extraordinară, fiindcă în Polonia sunt și multe inițiative și ei fac export foarte mult, în vreme ce noi deocamdată stăm aici și ne vindem de la unii la alții. Deci sunt prea puține inițiative de internaționalizare. Deși, evident, după ce EMAG a dat tonul, au apărut. Avem exemple bune, precum Vivre sau Calapod sau companii care se duc deja în afara graniței. Crezi că ăsta e viitorul, acest cross-border? Cred că e o direcție strategică de creștere, fiindcă țara asta o să devină mică. Uite, pentru EMAG n-a mai încăput țara asta și au trebuit să se ducă. Deci, cumva, în strategiile de creștere ai diversificarea de produse și diversificarea de piețe. Clar că pentru a îți continua creșterea, dacă nu vrei să faci un business din care să trăiești tu până la deci bătrâneți, trebuie să scalezi, să te duci în altă zonă. Corect. Povesteai mai devreme apropo de antreprenorii români care ar trebui să fie mai atenți la date și să ia decizii bazate pe anumite chestiuni, pe date concrete. Vreau în primul rând să te întreb așa, cum ți se pare în momentul de față magazinele online care se nasc acum, de exemplu, care sunt startup-uri, sunt la început de drum? Da. Din punct de vedere diferențiere, cum ar putea să facă chestiunea asta? Hai să vorbim de diferențiatori în e-commerce. Păi, diferențiatorul, până vorbim de diferențiator, cred că este o chestie, se numește point of parity, adică ce trebuie să livrezi tu ca să fii luat în vizor, ca să existi în cărți. Și un point of parity, adică ce este default, ce este igienic, este customer experience. Iar oamenii care intră în e-commerce acum, în primul rând trebuie să aducă lucrurile astea de igienă, adică trebuie să fie cumva customer centric, să aibă un customer support, să fie atenți la politica de retur, adică până la diferențierile astea de imagine și de comunicare, cel mai important lucru este să pună clientul pe primul loc, fiindcă sunt multe inițiative de e-commerce foarte drăguțe, dar care sunt generate de un oportunist, ca să zic așa, și de un focus foarte mare pe produs. Dar focusul trebuie să fie pe client, pe client. Și după aia pe produs. Iar ca și metode de diferențiere, cred că, în primul rând, nișarea este încă o alternativă foarte bună. Adică, uite, în home and deco există loc o grămadă. În zona asta și până și de turism există loc o grămadă. Adică, oameni care, nu știu, ar putea să vândă numai city break-uri. Există o grămadă de zone din astea în care dacă tu ești market leader pe feliuța ta, domini acea nișă. Adică, în loc de expansionismul ăsta, că toată lumea vrea să-și facă marketplace-uri, mai bine tu ești cel mai bun pe nișa ta, pe felia ta. Să găsești acea zonă în care produsul, mixul dintre produs și client și modul în care comunici să fie outstanding, să fie excepțional. Alte zone de diferențiere sunt legate de zona asta de experiența clientului. Cred că oamenii încă nu au făcut tot traseul ăsta, customer journey, și majoritatea e-commerce-urilor noi se opresc la faptul că s-a plasat comanda. Bine, dar ăla e doar începutul relației tale cu clientul. Ce, Doamne iartă, mă faci după ce a plasat omul comanda sau după ce i s-a livrat comanda? Ce mai faci? Ce ar trebui să facă un magazin online? În primul rând ar trebui să-i pese dacă îi vin pantofii omului respectiv. Să-l întrebe, ți-au venit pantofii bine? Ți-a plăcut de noi? Că uite, nu e prima oară când ai făcut la noi comanda. Și anume să arată că îi pasă de clientul lui și să-l întrebe, să facă acest chestionar de satisfacție banal, adică dacă ar fi un lucru care are cel mai mare return și cel mai mic cost ar fi asta. Întreabă-ți clienții dacă sunt satisfăcuți și după aia vei afla că nu satisfăcuți din pricina brandului sau a calității produsului sau a livrării sau agentului care livrează sau whatever. Ți s-a întâmplat vreodată, ca paranteză, ți s-a întâmplat vreodată să-ți zică vreun magazin online, domne, am renunțat să mai facem astfel de survey-uri după plasarea comenzii pentru că l-agasăm pe client și pentru că oricum nu ne răspunde? Nu, până acum nu. Iar rata de răspunsă, probabil se gândesc la chestia asta, că domne, îi trimit un mail, lasă mai bine îi trimit un mail cu un nou newsletter și cu următoarele oferte. Da, din păcate nu, e un obicei foarte, foarte prost. Deci dacă te uiți la comunicările pe e-mail pe care le au puținele magazine online care fac cum trebuie e-mail marketing, sunt preț-produs. Nu sunt client, nevoile tale specifice, lucruri din zona asta. A face nurture. Hai să ne întoarcem la ce spuneai. Deci odată, hai să trimitem un mail după ce a plasat utilizatorul comanda, clientul deja că a plasat comanda, hai să-i dăm un mail să ne întrebăm despre, băi, ești mulțumit, îți vine bine sau, mă rog, ești satisfăcut de produs. Apoi. Customer journey ăsta, primul contact, după care
trebuie luată în considerare cadența între care se plasează comenzi. Ok, dacă ești un magazin nou, habar nu ai, dar dacă ești un magazin deja existent, există un parametru care se numește în engleză DBT, adică Days Between Transactions. Cu ce cadență se plasează în medie, exceptând marginile, da? Deci excepțiile, aia care comandă de 10 ori pe lună și cei care comandă odată la 5 ani. Cu ce cadență se plasează comenzi în medie? Și atunci tu trebuie să ai grijă ca în intervalul ăsta să nu dispar din mentalul acelui client pe care tu l-ai. Un alt lucru pe zona asta de customer journey, să nu uităm că totul ține de habit forming, ca în viață. Un om este fericit dacă are obiceiuri sănătoase și statistic este nefericit dacă are obiceiuri nesănătoase. La fel și noi, ca și magazin de comerț electronic, dorim sau trebuie să ne punem ca și target să avem clienți care revin și cumpără de la noi fără să ne mai ducem la sfântul Google să-i plătim taxa de publicitate, costul de achiziție pe client de 10 ori, de 5 ori. Și atunci noi e de dorit să, în primul rând, să măsurăm chestiunea asta, să vedem, ok, cât ești de satisfăcut, cu ce cadență ar trebui să cumperi, cu ce te ajut eu, cum îți facilitez eu următoarea comandă. Poți să o facilitezi printr-un incentiv sau poți să o facilitezi complet necomercial. Și anume, uite, de exemplu, există un magazin online fabulos, Dollar Shave Club. Omul ăla, ownerul business-ului, s-a dus în fața camerei și a început să facă un sketch din ăsta amuzant, fiindcă este mult despre video și este mult despre having fun și este mult despre a crea o relație autentică, nu asta standard care era pe vremuri. Trenul accelerat X sosește din gară la linia 4. Comanda dumneavoastră numărul 1014 a fost plasată cu succes. Vă mulțumim. It's not about this anymore. Adică nimeni nu-și mai dorește acest limbaj de lemn stupid pe care, din păcate, multe branduri și multe magazine de comerț electronic îl au cu clienții lor. Iar pe urmă sunt tot felul de momente în care tu poți să faci brainstorming, să te gândești în jurul produsului pe care tu îl ai, cu ce suplimente poți veni. Nu știu, dacă vinzi pantofi, poți să mai dai niște spray-uri din alea, de întreținere, sau poți să dai... să faci cumva niște pachete, niște exact, bandă. Exact, să te duci în zona de interes pentru tine. Da? Și să te remarci, pentru că în momentul de față, uite, pe fashion e o aglomerație foarte mare și nu mai poți să te diferențiezi doar vânzând produse. Corect. Ai spus la un moment dat doi dintre ei și vroiam să te întreb, care crezi că sunt principalii KPI la care trebuie să se uite un magazin online frecvent? Și cum să-i măsoare? Da. Păi dacă este foarte mic, e normal să se uite la cât trafic are și câte conversii are. Dacă deja începe să crească, trebuie să se uite la Net Promoter Score și anume la câți oameni ar vrea să le recomande către ceilalți clienți ai săi. Ceilalți rude, colegi, prieteni și tot așa. Deci ar fi Net Promoter Score. După aia trebuie să se uite la Lifetime Value și anume, ăsta este o metrică incredibilă, fiindcă îți dă claritatea asupra capacității tale de a cheltui bani. Majoritatea oamenilor se uită la costul pe conversie, dar tu ai un lifetime value, ceea ce înseamnă că dacă un client plasează în medie 1,5 comenzi, costul tău de achiziție pe client poate să fie de 1,5 ori mai mare decât este costul pe conversie, pentru că omul ăla va reveni. Și există acest balance între lifetime value și customer acquisition cost. Și de regulă un magazin de comerț electronic care vrea să crească accelerat poate să dea chiar paritate, da? Să dea câți bani dă pe costul de achiziție, atâta să-și păstreze profit de pe urma unui client. Dacă este de două ori mai mare lifetime value decât costul de achiziție pe client, înseamnă că magazinul este profitabil și își permite, dacă vrea să accelereze, să acapareze cotă de piață mai repede, poate să cheltuiască mai mult. Dar nu neapărat să cheltuiască, poate să investească. Și anume, poate să nu cumpere trafic, din păcate, iarăși, după mine, obicei prost. Business-urile pe care le-am făcut până acum nu au fost bazate pe paid media. Nu, îmi place să dau bani la Google și la Facebook, dar îmi place să investesc bani într-un mod deștept, astfel încât să captez atenția asupra business-ului pe care l-am sau valorii pe care eu o aduc. După care, un alt KPI foarte important este rata de retenție. Noi lucrăm efectiv în zona asta, ne-am prins noi la OmniConvert că noi degeaba dăm o soluție ca oamenii să facă experimente. Trebuie să-i facem conștienți ca o boală, că suferă business-ul de ceva. Și ei nu se uită la client, ei se uită la conversie, trafic pe Google Analytics, foarte puțin au un dashboard de business intelligence în care să le arate câți clienți din cohorta de Black Friday au mai plasat încă o comandă luna trecută.
Habar nu au. Și atunci ei jertfesc profitul, se bucură că, a, uite cât trafic am avut, uite cât clienți am avut. Da, dar ai făcut vreun pic de profit? Nu. Ți-au mai rămas din clienții achiziționați cu lacrimi și sânge în Black Friday și muncind pe sub mese după colete, ți-a mai rămas vreun client dintre cei pe care ai achiziționat atunci? Și atunci analiza asta pe cohorte este vitală. Iar noi ne-am prins la Omniconvert că trebuie să facem ceva în direcția asta. Și deocamdată am început cu Magento și vom lansa în mai un produs care dă claritate asupra valorii lifetime value, asupra cohortei, da? Cum ți-ai păstrat cohortele pe axa timpului? Cât la sută din clienții achiziționați de Black Friday au mai plasat comenzi în următoarele luni ulterioare primei comenzi? Da. Uh-huh. După care arătăm partea asta de segmentare și ne-am prins că retenția este cheia. Deci rata de retenție după mine, după ce ai răsărit un pic și după ce ai ajuns la o zonă din asta de în care faci un volum relativ ok, trebuie să te uiți la rata de retenție. Deci cumva ăla este indicele. Cum faci indicele să-ți păstrezi clienții? Hai să dăm așa niște tips. Da, ca să îți păstrezi clienții trebuie să le arăți că îți pasă de ei. E primul lucru. Clar. Și anume trebuie să faci the basics. Chiar citeam astăzi și am pus și pe LinkedIn că Jeff Bezos a zis că dacă ar fi să uite în trecut și să identifice ceva care l-a scos din grămadă, a fost un lucru basic și anume s-a uitat la clienți. Customer experience. Și anume, îi arăți că îți pasă, ai politică de retur cât se poate de flexibilă, măsori cât sunt nemulțumiți și faci ceva în legătură cu ei, în cât timp e legătura cu un client care spune că ok, nu o să-i poți mulțumi pe toți. După care, respecti principiul de bază din comerț și anume under promise, over deliver, adică tu spui că livrezi în 3 ore, dar poate că poți livra în 2 ore sau poate că poți livra în 24 de ore în loc de 48. Paranteză. Știi că s-a întâmplat de Black Friday chestiunea asta și oamenii au fost nemulțumiți? Că a venit prea repede. Au venit prea repede, nu se aștepta și n-aveau banii respectiv să plătească. Da, pentru că în România, din păcate, cash is king. Exact. În continuare. Exact. Da. Hai să te întreb altă chestiune. Vreau să te întreb așa, că mulți ne întreabă și pe noi la cursurile pe care le ținem. Dom'le, din cifra de afaceri a unui magazin online, câți bani, dom'le, trebuie să investim în marketingul ăsta? Și da, cum să facem? Adică pe ce canale? Știi, bănuiesc că ai întrebarea asta de foarte multe ori. Da, eu nu m-aș uita la un raport din cifra de afaceri, 2%, 5%, 20%, cât m-aș uita la raportul dintre lifetime value și costul de achiziție pe client. Fiindcă dacă tu îți poți permite, conform ratei adaosului comercial, să zic așa, dacă tu conform adaosului comercial și al cheltuielilor de achiziție de client și de procesarea comenzii, tu îți poți permite să îți jertfești profitul ca să reinvestești în business, exact aia este zona. Deci nu poți să afli, nu poți să spui așa from the top of your head 10% este sfânt sau 5% sau 2%. Contează ce margin ai și contează ce lifetime value au acei clienți, fiindcă dacă tu îți permiți, dacă tu ai o rată de retenție de 50-60%, apropo e 30% în România, deci practic aducem 100 de clienți și 30 dintre ei plasează a doua comandă, după care 15 dintre ei plasează pe a treia și tot așa, se risipesc pe drum. Dar dacă am avea 80% rată de retenție, noi la RCA Ieftin, de exemplu, măsuram, eram hipnotizați de rata de retenție, fiindcă asta presupunea că avem clienți care ne tot plătesc și costul nostru de achiziție, cum plăteam la Google, scădea. Corect. Pe termen lung. Și noi am ajuns la un moment dat, aveam 85% rată de retenție. Și mi se părea normal să fie așa. Evident, după ce am început să lucrez în zona asta de în care nu ai o obligație de a-ți lua RCA-ul, ci ai o dorință de a-ți cumpăra, habar n-am, pantofi, boxe, portabile sau whatever, am văzut că rata de retenție e chiar o chestiune cu care trebuie să te lupți ca să o duci în zonele alea de 70-80%. Însă sunt cazuri în România de e-commerce-uri care au rată de retenție, fără să vândă asigurări obligatorii, de peste 70%. Și atunci revenue-ul tău este fabulos, pentru că o rată de retenție cu 5% mai mare îți dublează profitul. Corect. Și oamenii nu-și dau seama că astea sunt în date, da? Sunt acolo, însă ei nu se uită la ele și fac ce făceau de mult, și anume cumpără, acum mai pe nou, de la Instagram, la Kin. Uite, ziceai mai devreme că sunt și în România niște exemple de e-commerce-uri unde rata de retenție este destul de mare, 70%. Dăm niște exemple de e-commerce-uri românești care îți plac
Da. Și mă refer la, nu eMAG neapărat, adică nu la aia big guys. Da. Dăm niște, așa, din, domne, segmentul mic și mediu. Da, uite, un exemplu foarte drag mie este retroboutique.ro. Okay. Ei sunt pe nișa lor, pe filmul lor și propunerea lor de valoare este așa. Domne, hai să nu mai luăm toți mobilă de la IKEA și de la MobExpert și de unde o mai lua, că există mobilier mult mai mișto, făcut de niște designeri mici din Polonia, Austria, Suedia, de unde mai fi, care costă comparativ cu ei, adică un preț comparativ cu ei. Și propunerea lor de valoare este foarte bună și ei s-au nișat în zona asta și fac o treabă foarte bună. Alte e-commerce-uri care... Și care au succes. Da. Deci mă interesează și să vândă. Da, evident. Creșterea lor e sănătoasă. Uh-huh. Atenție, apropo de creștere. Am vorbit cu niște antreprenori de curând care voiau să crească 100% de la an la an. It's not gonna happen. Pe măsură ce ești mare, ți este foarte greu. Logic. Fizic să angajezi atât de mulți oameni, să-ți mărești depozitul așa peste noapte și să poți să vinzi iarăși, să ai 100% creștere de la an la an. Deci o creștere de 20-30% este sănătoasă. Dacă este și peste creșterea mediei din verticala ta, cu atât mai bine. Un alt e-commerce care îmi place, Otter.ro. Deci ei diversifică foarte bine canalele și a ajuns la peste 20% din cifra de afaceri din online. Deci, practic, au magazinele offline, uh-huh, tradiționale și vând și online foarte, foarte bine. Ok. Mai fac o paranteză. Dacă aveți întrebări pentru Valentin, ca de fiecare dată am zis, puteți să comentați pe Facebook. Eu voi fi portavocea voastră și îi le adresez. Până atunci, hai să vorbim un pic de strategia asta pe termen lung de dezvoltare. La ce ar trebui să se uite un antreprenor? Cum ar trebui să-și facă planul de business pe care probabil că nici mulți nu și-l fac, adică da, în e-commerce-ul românesc mă refer. Da, eu am primit un duș rece de la o ființă foarte dragă mie între timp. E vorba de un antreprenor cu ștate vechi în business, Gina Calagiu se numește, și am trecut printr-un curs din ăsta acum vreo 2 ani și mi-am dat seama că am doing completely wrong, că eram prăjit cu marketingul meu și nu mă uitam la esențialul afacerii. Și cred că esențialul este să îți dai seama care e misiunea ta pe planetă. Ce faci tu de fapt? Care este punctul tău de vedere? Ce aduci tu de fapt nou? Și cred că de la esențialul ăsta ar trebui pornit. În primul rând, dacă tu ai viziune, dacă ai o viziune foarte înaltă, se spune în citatele motivaționale că nu poți ajunge mai departe decât cea mai înaltă viziune pe care tu o ai. Dar dacă nu ai nicio viziune și viziunea ta este să cumperi din China și să vinzi în Teleorman și Tulcea, asta este viziunea ta. Deci cumva primul exercițiu ar fi să-ți dai seama care e viziunea ta pe termen lung și care e nevoia și care e problema pe care tu o acoperi prin existența ta. După care, vis-a-vis de business plan, am mai văzut un lucru și îl tot repet că și pe mine m-a ajutat foarte mult în viață, de la Michael Gerber. Tu ai un life plan și în cadrul planului tău de viață este un business plan. Și puțini antreprenori și din e-commerce își dau seama că ajung să identifice, să preia comenzi la 9 seara, să stai că vin cu ăla micul printre colete pe aici și tot așa. E ok poate în primul an, în al doilea an, dar după aia deja îți jertfești viața și nu-ți dai seama că tu ești o ființă complexă. Și o ființă complexă, un antreprenor care are și o viață în paralel, pe lângă asta, este mult mai uman. E mult mai uman cu colegii lui, cu clienții lui, cu furnizorii lui, cu toată lumea, pentru că își dă seama că e o ființă umană și are acest raport uman. După care, vis-a-vis de zona asta de business plan, cred că ideal customer profile e un exercițiu foarte, foarte bun. Cine este clientul tău ideal? Și dându-ți seama cine este clientul tău ideal, îți dai seama și care e tavanul la care te raportezi. Câți astfel de clienți ideali am eu? Uite, ca și metrică, un client ideal, cel care îți comandă cel mai mult, your best customer, comandă de 30 de ori mai mult decât un client average. Și atunci, dacă tu nu știi cine e clientul tău ideal, nu poți să-ți planifici, nu poți să vezi. Cum îl poți identifica? Păi, printr-o segmentare. Cum o faci? Hai să explicăm așa, rapid. Păi, rapid, eu sunt un adept al RFM segmentation. Deci, pentru orice business care presupune recurență și retenție, unde nu se vând, uite, inele de logodnă sau habar n-am ce, servicii depinde, funerare. Depinde, poate sunt unii care... La servicii funerare, sigur, ai o singură conversie. Da, acolo unde este recurență, RFM segmentation este cheia. Deci, recency, frequency și monetary value. Deci, îți împarți clienții în funcție de scorul lor de recență, de frecvență și de valoare monetară. Și atunci te uiți, ok, care sunt clienții care au cumpărat cel mai recent,
Au cumpărat și cel mai frecvent și au cumpărat și de cele mai mari valori. Și împarți pe toți niște praguri. Noi cu produsul ăsta nou de care tot vorbesc legat de Magento, tot facem chestia asta complet automat și dăm vizibilitate business-ului. Uite, ăștia sunt your ex-lovers, ăia care te-au abandonat. Uite, ăștia sunt cei Don Juan care a cumpărat doar de Black Friday și te-a lăsat în pace, în mizerie. Ăștia sunt soulmates, da? Clienții ideali pentru tine. Și atunci îi împarți în felul ăsta în funcție de RFM, deci le dai acest scor de la 1 la 4, 1 la 5, depinde cât de mulți clienți ai, și scor 5 au cei care cumpără, nu știu, au cumpărat în ultimele 30 de zile, din punct de vedere recență. Scor 5 iau cei care au cumpărat cel mai frecvent, deci au cumpărat de peste 10 ori de la magazinul tău. Scor 5 din punct de vedere monetary value iau cei care au cumpărat de mai mult de, nu știu, 500 de lei, 1000 de lei, cât o fi valoarea medie a comenzii și cât de mult au cumpărat cei mai buni clienți ai tăi. Și în funcție de RFM îți dai seama, uite, ăsta este clientul meu ideal. Și după aia mă duc pentru a optimiza magazinul și a-l crește, mă duc și aflu cine, Doamne iartă-mă, sunt ăștia. Poate sunt, am aflat tot felul de avioane în demersul ăsta, că am lucrat cu peste 10 magazine de comerț electronic pentru asta și am aflat că ei credeau că al lor client ideal este între 25 și 35 de ani și aca poznă. Clientul ideal era de 40-45 de ani și nu era din orașe mari, era din orașe mici, că nu găsea acele produse la ei în oraș. Și tot așa, se pot afla tot felul de lucruri. Iar după aia afli barierele pe care le au, motivațiile intrinsece, extrinsece pe care le au și treci mai departe. Dar revenind din nou la business plan, modelare matematică. Te uiți cât poți să crești, te uiți cât este costul de achiziție pe client, te uiți cât bani ai tu în buzunar, te uiți cât păstrezi de la ei conform lifetime value și pe urmă îți faci o prognoză și pe urmă ești mult mai concentrat pe unde țipă business-ul. Și anume first things first și pe rând. Fiindcă mulți antreprenori, including mic, că eu am trecut prin toate astea, adică nu vorbesc din cărți, că vorbesc pe propria în piele. Te uiți în toate direcțiile, vrei să le faci pe toate și nu-ți dai seama că nu te uiți la care e acel lucru pe care dacă tu îl faci, îți dăruiești timp pentru a face celelalte lucruri. Care sunt chestiile pe care le poți pune pe pilot automat și care ți-asigură creștere? Sau care sunt chestiile pe care dacă acum le faci, de exemplu, după mine, carența cea mai mare este această modelare strategică. A identifica ce factor de venit are un magazin de comerț electronic și aceștia sunt lifetime value, trafic, rată de retenție, average order value și margin. Și în funcție de ei, să-ți modelezi business și să-ți dai seama dacă nu cumva ai o problemă de trafic sau dacă nu cumva ai o problemă de conversie sau de retenție sau de margin. Pur și simplu, poate trebuie să-ți diversifici produsele, fiindcă ai clienți foarte mulțumiți, dar tu le vinzi pioneze și asta e tot. N-ai cum să crești vânzând produse atât de ieftine. Nu știu dacă am vreo întrebare, dar verific deocamdată. Ia să vedem. Nu ne-a zis nimeni nimic, toată lumea doar se uită și e ok. Da, este tipic în România, la mai multe evenimente în care am fost prin afară, am văzut că în Statele Unite, de exemplu, se vorbește, totul este o discuție, toată lumea întreabă, pune întrebări. Și eu am prins acest obicei bun, zic eu, mă văd de multe ori cu antreprenori mai deștepți decât mine și care au business-uri mult mai solide, fiindcă trebuie să comunicăm, trebuie să întrebăm. Eu zic, uite, eu am problema asta. Majoritatea nu prea pun întrebări și stau acolo și suferă. Din păcate, asta e problema. Stăm și suferim acolo singur. În loc să spunem, domne, uite, eu mă lupt cu chestia asta, asta și cu asta, că nu pot să scalez, că aș vrea să vând, că nu mai suport, sunt în valea plângerii, vreau să mă las. Corect. Din păcate, nu punem aceste întrebări și e de dorit să o facem, fiindcă românii prea trăiesc insular, știi? Prea trăim individualist și, din păcate, asta ne costă. Pentru că deja a trecut jumătate de oră, adică am ajuns la finalul emisiunii, un gând de final, Valentin, pentru antreprenorii români, pentru magazinele românești online, pentru e-commerce-urile românești. Gândul meu de final este să faceți următorul lucru, oameni buni. În primul rând, dați-vă cât mai des 2-3 pași în spate. Analizați-vă business o dată pe lună și puneți-vă niște milestone. Uite, luna asta eu vreau să fac asta, asta și asta. 1, 2, 3. Fiindcă majoritatea antreprenorilor cu care eu am interfațat, de talie mică, medie, au o boală comună și anume prea se ocupă de multe lucruri și prea vor să le facă pe toate și lucrează below the line. Adică lucrează operațional. Nu-și dau seama că ei joacă mai multe roluri deodată. Și nu văd că ei sunt CEO, ei sunt CFO, ei sunt marketing manager, ei sunt product manager, ei sunt HR manager, au multe pălării deodată și lucrează ca niște bieți executanți și nu lucrează la business, deci lucrează în cadrul business-ului. Deci asta e un prim gând. Apucați-vă și dați-vă singur
purtați-vă cu voi ca și cum ați fi un investitor în business-ul ăsta și ați pus bani, ați pus timp, viață, bani, energie, tot. Un alt gând vis-a-vis de cum să ieșiți la liman este să gândiți pozitiv, adică majoritatea oamenilor se autosabotează prin faptul că își dau voie să aibă o minte fragilă și să se lase duși de evenimentele recente. O dispută cu un furnizor, nu s-a livrat nu știu ce, nu am făcut nu știu ce. Ideea este că voi trebuie să fiți mult mai zen. Deci dacă ați intrat în această călătorie magică și incredibilă, fiindcă antreprenoriatul este școala vieții, nene. Deci la cub, de 10 ori mai tare decât a fi angajat, dar e și de 10 ori mai dureroasă sau de 100 de ori câteodată. Deci nu vă dați voie să cădeți în gânduri negative și tot balance-ul ăsta mental nu se poate face dacă nu aveți niște obiceiuri sănătoase. Adică eu am trecut prin momente în care nu știam, dar eram într-o semidepresie, pentru că nu mă mai agățam de, nu mai știam de ce am pornit de la bun început în chestia asta și mă uitam prea mult la bani, mă uitam prea mult la rată de creștere, la cifre, la nu știu ce, și uitasem că eu m-am băgat în chestia asta, că eu vreau să activez potențialul cel mai înalt de creștere al colegilor mei și al companiilor cu care lucrez. Asta e tot. Și atunci dacă fac chestia asta și dacă dau valoare, știu că se va întoarce înapoi această valoare. Deci, din păcate, cifrele sunt extraordinare că îți dau direcție și nu te mint. Pe de altă parte, dacă te lași vrăjit de ele, uiți. Dacă devii sclavul lor, cumva. Exact, da. Cam asta a fost din partea mea și oricum, vânt în pânze, faceți o treabă extraordinară, nu vă lăsați, mergeți înainte că este foarte bine. Da. Mulțumesc tare mult, Valentin, mă bucur că ai fost alături de noi la ediția pilot de GPEC Live. Așa cum spuneam, sunt două emisiuni pe lună, din două în două săptămâni, așadar o să ne vedem data viitoare pe data de 10 mai cu Bogdan Manolea, cofondator Trusted. O să vorbim de nebunia asta mare de GDPR pentru magazine online, că deja e pe buzele tuturor cuvântul ăsta, dar ne focusăm efectiv pe GDPR pentru zona de e-commerce și pe toate aspectele legislative pentru zona de e-commerce și o să vorbim inclusiv de încredere în comerțul electronic și în magazinele online. Și o ultimă precizare înainte de a încheia, înregistrarea emisiunilor, în cazul în care n-ați putut să fiți prezenți live, înregistrarea emisiunilor o să fie publicată pe canalul nostru de YouTube, deci pe youtube.com/gpecro și de asemenea pe blogul gpec.ro/blog. Vă mulțumesc și ne vedem peste două săptămâni. Toate cele bune!